este cea care îmblăzește bombele. Sau, mai bine spus, este cea care salvează vieți, riscându-și propria viață. Vorbim despre Aleona Bezman, singura femeie șefă a unei echipe de deminare din Armata Națională a Moldovei. Cea care ne va povesti astăzi care sunt secretele din spatele unui costum greu de genistă. Хоть я и закончила международные экономические отношения, но люди в форме и вообще... Chiar dacă am absolvit relații economice internaționale, oamenii în uniformă și chiar însă și uniforma militară mi-a plăcut încă din copilărie. De aceea eu am încercat tot pentru ca să fiu militară și mi-am atins acest scop. Am devenit șefa echipei de deminare. Eu cred că asta a fost datorită caracterului meu sever. Sunt severă și față de mine și cu cei din echipa mea. A fost dificil o perioadă pentru că în trecut femeile nu erau investite în asemenea funcții, gândindu-se că ele nu se descurcă. Totuși, conducerea Ministerului Apărării și a Brigăzii s-a gândit că o să mă descurc și așa a fost. Fie că e zi de muncă sau sărbătoare, Aleona Bezman și echipa sa sunt mereu pregătiți să uite de viața personală pentru a salva alte vieți. Noi nu avem sărbători, la prima alertă eu pregătesc echipa și plecăm pe teren pentru că asta e mai important. Unde cel mai des sunt găsite aceste obiecte? Cam în ce zone? Pot fi găsite oriunde, chiar și când oamenii sapă în grădini, construiesc căsi sau subsoluri, în păduri, oriunde. Vă este frică? Nu mi-e frică de bombe, dar mă tem tare de păianjeni și raci. Sensibilă, dar totodată puternică, Aleona a reușit datorită caracterului și muncii să demineze mii de proiectile și spune că pentru asemenea funcție este necesar să-ți iubești țara și să fii curajos. Chiar dacă ultima intervenție poate fi fatală pentru viața ei, ea spune că nu vrea să renunțe. Pe mine acasă mă așteaptă mama, fratele, iubitul meu, motan și 6 fiind extraordinari pe care eu trebuie să-i apăr. Întâi de toate, sunt femeie, spune Aleona Bezman, menționând că, deși profesia și-a lăsat amprenta asupra vieții sale, ea prețuiește timpul său liber. Și pentru că munca echipei nu este una ușoară, Aleona îndeamnă oamenii să sesizeze imediat forțele de ordine când găsesc obiecte care ar putea fi periculoase. Mă adresez locuitorilor, dacă găsiți obiecte necunoscute, sunați, noi vom veni. Chiar dacă nu sunt periculoase, nu trebuie să riscați. Noi suntem la datorie și mereu vă vom apăra. Мы вас охраняем и охранять будем.